situația este dramatică. Și eu vreau să vă spun dumneavoastră și să ne înțelegeți că închidem activitatea la Casa de Cultură și ne apucăm de investiții. Că altfel, dacă nu ne apucăm, pierdem banii și pierdem și fondurile de la investiții. Doamna, deci suntem în fază de pierdere de proiectare. Deci după deci sunt procedurile care trebuiesc parcurse. Deci după ce se predă proiectul, trebuie să facem licitații. Pentru executarea în anul ăsta, dați în costul. Deci nu cheltuim o parte din bani. Am înțeles că la sfârșitul lumii se predă proiectul. Dacă face procedura 10 zile, 30, la sfârșitul lui noiembrie noi trebuie să avem un contract încheiat. La sfârșitul lui noiembrie nu este posibil să se fi întâmplat o nenorocire în sala. Închidem, doamne, zile următoare. Până acum ne-am curcat ziarul Orizontul, că am avut procese și n-am putut să atacăm la termen toată treaba asta. Și de asta suntem în întârziere. Că ne-a dat în judecată, nu ne-am judecat. Și am putut să reiau toate formalitățile și procedurile astea după ce s-a terminat procesul cu Orizontul care a pierdut. Domnule primar, eu înțeleg tot ceea ce spune dumneavoastră. Necazul este că nu pot să înțeleg ce se va întâmpla marți dacă plouă. Ce se va întâmpla miercuri dacă plouă. Vin valurile bobocilor, avem aici stabilitate. Dar, doamne, și ce credeți, dacă vin bani, nu mai facem investiția. Stăm acolo așa, nu. Vin valul bobocilor. Din discuția pe care am avut-o, trebuie să ținem seama de acolo. Doamne, și eu sunt de acord să ținem seama, dar mai facem investiția asta la Casa de Cultură? O clipă. Din discuția pe doamne, care... Doamne, eu asta vreau să știu. Nu sunteți de acord? E o aprobare a Consiliului care s-a dat să facem investiția. Dar până la această investiție trebuie făcută o cârpire. O cârpire. Nu știu, o cârpire nu trebuie necesită, eu știu ce mare e. Asta e, să vedem acolo, ridicăm niște oameni, să repare cumva, dar eu vă spun că anul ăsta se închide activitatea acolo, în sală. Și intrăm la consolidare, la tur. Uite că spune că un proiect nu trebuie consolidat. Intrăm la reabilitarea acestei clădiri. Păi domnul care a spus cu 5 ani, sunt și eu de acord cu 5 ani, dar nu trebuie să puneți ziare scris, bă, frânați, nu se desfășoară activitatea. Problema trebuie rezolvată. Nu o luăm iar de la început. E rezolvată. Pe asta am spus și eu, doamna, că o să o rezolvăm să mai picure acolo, să mai ploaie. Nu picură. Doamne, o să vedem acolo, doamne, înțelim ședința și ploua. O să vedem. Ridicăm oameni acolo, să-i vedem.